Astăzi, primăria Roman a fost gazda instalării Consiliului Consultativ pe probleme de tineret. Structura consultativă oferă personalitate juridică care să funcționeze pe lângă conducerea municipiului Roman. Din cadrul Consiliului Consultativ pe probleme de tineret pot face parte reprezentanții ai structurilor de tineret cu activitate la nivelul municipiului Roman. Astfel, președinții consiliilor școlare ale elevilor din unitățile de învățământ romașcane, președinții organizațiilor neguvernamentale de tineret, președintele organizației studențești, câte un reprezentant din partea fiecărui grup informal de tineret recunoscut de municipiul Roman. Prezentarea misiunii, a scopului și obiectivelor Consiliului Consultativ. Vreau să vă spun că am considerat necesară constituirea Consiliului Consultativ pe probleme de tineret, structură consultativă fără personalitate juridică, care să funcționeze pe lângă primăria municipiului Roman pe baza dialogului structurat în ceea ce privește elaborarea și monitorizarea aplicării politicilor publice în domeniul tineretului la nivel local. Ca misiune, Consiliul Consultativ pe probleme de tineret își propune să promoveze drepturile și interesele tinerilor prin stabilirea unui dialog permanent cu actorii comunității. Scopul Consiliului Consultativ este acela de a implica tinerii în procesul de luare a deciziilor la nivel de comunitate. Obiectivele Consiliului Consultativ pe probleme de tineret: formarea unui spațiu în care tinerii se pot exprima, dialoga între ei, dar și cu administrația publică locală, cu factorii de decizie în problemele care interesează. Responsabilizarea tinerilor în ceea ce privește identificarea și soluționarea propriilor probleme, oferirea posibilităților tinerilor de a învăța practica cetățeniei democratice, a exprimării, comunicării, dialogului, negocierii, luării de decizii, a evaluării, precum și dezvoltarea abilităților de lider, adică de a deveni un cetățean activ. Membrii reprezentanți în plen pot fi doar tineri cetățenii cu vârstă cuprinsă între 14 și 35 de ani. Reprezentanții municipiului Roman sunt participanți de drept la ședințele plenului, conform regulamentului de înființare a acestui for consultativ. Pe viitor, după modernizarea cinematografului Unirea, imobilul ar putea adăposti un club al tineretului, unde să se dezbată diverse proiecte benefice pentru oraș.